Am citit cartea asta luna trecută și am zis că trebuie să vorbesc despre ea. Lacrimi și Sfinți, de Emil Cioran, nu restaurantului Mircea Dinescu din Centru Vechi. Când a apărut cartea asta, adică în 1937, toți prietenii lui Cioran au atacat-o, nimeni nu a înțeles-o, în afară de Jenny Acterian, despre care Dan C. Mihailescu spunea că ar fi sufletul geamăn al lui Cioran. Mama lui, soție de preot, când a apărut cartea, i-a zis că s-ar fi cuvenit să o publice numai după moartea lor, la care Cioran i-ar fi spus: spune-le oamenilor că aceasta este singura carte religioasă care s-a scris vreodată în Balcani. Eu am citit astea în biografia scrisă de Liceanu, Itinerarele unei vieți, și poate că în mod normal nu m-ar fi interesat un eseu cu temă religioasă, dar cred că am vrut să văd unde se situează Cioran în raport cu divinitatea și ce comentarii poate să producă pe marginea sfinților și a sfințeniei. Însă, pe lângă religie, am găsit în cartea asta foarte multă artă, multă muzică, în special o iubire foarte puternică pentru Bach, meditația asupra timpului, a plictiselii, moarte, judecata de apoi, dar o să încep cu începutul. Aș zice că totul pornește de la faptul că încearcă să-și explice sfințenia, pe care o leagă de mistică și etică, iar aici preocuparea cea mai importantă este pentru biografia sfinților, mă rog, mai ales a sfintelor, pe care le numește amante ale lui Isus, pe când Isus ar fi un fel de Don Juan al durerilor. Caterina de Genoa, Rosa de Lima sunt pentru Cioran fascinante datorită vocației lor pentru durere. De exemplu, Rosa de Lima nu știa cum să refuze dorința mamei sale de a o scoate în lume și atunci a găsit un compromis. Pe cununa de flori ce o poartă pe cap, fixează una care îi înțeapă necontenit fruntea. Astfel își satisface dorința de singurătate în societate. Tentația lumii se înfrânge prin durere. De asemenea, Rosa de Lima nu dormea mai mult de 2 ore pe noapte, iar când somnul începea să o subjuge, se atârna de o cruce instalată în camera ei sau își menținea corpul vertical legându-și părul de un cui. Și aici cred eu că Cioran se identifică puțin cu Rosa de Lima, pentru că, până la urmă, toată filozofia lui se naște din insomnie. Numai că diferența e că, în cazul sfinților, insomnia este indusă, pe când Cioran ar da orice să poată să doarmă și să scape de excesul ăsta de conștiință. Are un complex de inferioritate și chiar un fel de fetișism față de sfinte, pe care le cam sexualizează la un moment dat. Adică recunoaște că e gelos pe Isus pentru că nu poate să iubească amantele altcuiva și spune la un moment dat: zâmbetul sfintelor este nepromițător, căci Isus are în inima lor dreptul primului ocupant. În același timp există o frustrare vis-a-vis de sfințenie pentru că, zice Cioran, obiectivul ei practic nu are valoare efectivă. Adică suferințele sfinților pot eventual să consoleze, dar nu să reducă suferințele altora. Deși o mare dorință a sfinților este tocmai să preia și să reducă păcatele și suferințele celor din jur. De asta ajunge să-l condamne pe Iisus pentru că provoacă atâta suferință prin sfinți și ajunge la concluzia că nu a mai dat semne de viață pentru că ar avea conștiința prea încărcată. Nu este destulă suferință în lume? Întreabă Cioran. Pare să că nu, după sfințenie, își răspunde. Căci altcumva, de ce și-ar înmulți sfinții chinurile până la absurd și și-ar fi inventat metode criminale de autotortură? Ce mi s-a părut interesant, pe tot parcursul cărții și nu doar în prima parte, e faptul că odată la câteva paragrafe apare muzica. Bach, în primul rând, pe care numește singurul argument pentru existența lui Dumnezeu, apoi Chopin și Schumann, care îi vorbesc lui Cioran exact ca Dumnezeu sfintelor în extaz. De fapt, are și o teorie conform căreia poezia, muzica și sfințenia sunt toate produsul sfințeniei în ordinea asta, în care sfințenia ar fi expresia ultimă a tristeții. Îi mai elogează pe Baudelaire, Rilke, Shakespeare și Dostoevski, despre care zice că nu văd niciun sfânt care n-ar fi mândru să-i dezlege curerele încălțămintei. Sună ca un pamflet pe alocuri, dar sunt chestii foarte, foarte serioase în cartea asta. Un loc special îl au și pictorii care au reprezentat sfinți, de exemplu Zurbaran cu portretul lui Francis din Assisi și El Greco. Mai încolo, Cioran încearcă să facă o comparație între sfinți și filozofi, pe când teologia o consideră tocmai negația lui Dumnezeu.
Toată filozofia nu are un răspuns, pe când, prin comparație, sfințenia e ca o știință exactă. Și o concluzie interesantă la care ajunge Cioran aici e că toți nihiliștii s-au războit cu Dumnezeu pentru că, după ce ai călcat totul, nu-ți mai rămâne de zdrobit decât această ultimă rezervă a neantului. Apoi, în ceea ce îi privește pe poeți, Cioran îi consideră mai interesanți decât sfinții, în ciuda biografiilor extraordinare, pentru că, zice el, sfinții sunt nebuni în numele a ceva, adică în numele iubirii sau în numele suferinței, pe când poetul este nebun, se declară nebun, dar nu încearcă să-și scuze nebunia prin ceva. Ceea ce ar avea în comun însă sfinții cu poeții ar fi nevoia de autodistrugere. Dar Lacrimi și Sfinți mai încearcă să exploreze motivele pentru care omul modern s-a îndepărtat de ideea de divinitate și concluzia lui Cioran e destul de clară. Pentru cine Dumnezeu nu este o persoană, pentru acela nu există Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când omenirea i-a mărit, domeniul de influență al lui Dumnezeu, de când l-a făcut atotputernic, el ar fi devenit un nicăieri universal, adică ceva nepalpabil în locul unei ființe care să ne răspundă și să ne înțeleagă până la urmă condiția. Sfințenia este o fiziologie transfigurantă. Sfințenia este negația vieții din isteria cerului. Sfințenia ca inutilitate a inimii. O perversiune fără pereche este sfințenia. Un viciu al cerului. Este o nebunie cartea asta, însă vă recomand dacă vreți să-l citiți pe Cioran, chiar dacă poate n-ați înțeles nimic din recenzia mea, e pur și simplu o experiență specială să citești Lacrimi și Sfinți. Și dacă vreți să-l citiți pe Cioran pentru prima oară, nu începeți cu Pe culmile disperării, adică eu asta am făcut și timp de un an nu m-am mai apropiat de Cioran, decât dacă eventual vreți să vedeți evoluția filozofiei lui, pentru că e prima carte și a publicat-o la 23 de ani, dar eu v-am avertizat. Cam atât despre eseul lui Cioran, Lacrimi și Sfinți. Ca de obicei, orice fel de feedback este binevenit. Dacă ați citit cartea asta, nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce părere ați avut despre ea. Iar altfel, ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Pa!